Deci, aș vrea să spun că cei care doresc să citească această carte, care e foarte frumos scrisă și face cinste doamnei profesoare Nore Părintelui, o să, între rânduri, o să înțeleagă câteva elemente deosebite care îi ajută să se realizeze ca oameni în viață. O să înțeleagă că, în primul rând, e bine să știi ce vrei. Să cunoști bine obiectivul pe care vrei să-l realizezi în viață. Apoi să intri în cultul muncii, să-ți asumi responsabilitatea muncii de tânăr, să te obișnuiești cu greutățile de mic, să cunoști că viața e frumoasă, dar să înțelegi că e și grea. Că dacă nu înțelegi greutățile ei, nu știi nici să o apreciezi și nici frumusețile să-i le apreciezi. Și apoi, dragii mei, sigur că e bine, prin sistemul de educație și sistemul acela din vremurile acelea, deci pare rău că trebuie să vorbesc așa, nu spre prea departe vremurile acelea, dar s-a produs această luptă, această separație între vremurile acelea și vremurile acestea din punct de vedere al educației și instrucției. În vremurile acelea încă mai se puteau anumite lucruri bine fixate. Oamenii încă mai știau, fiecare știau rostul lor. Încă mai știau cine sunt, știau și încă ce vor de la viață și urmăreau cu abilitate țelul propus și reușeau, mai mult sau mai puțin. Dragii mei, dar să fiu mai scurt. Nu-i suficient numai să ai voință și să deprinzi cultul muncii. Este foarte bine și de bun augur ca sistemul educațional să te ajute să te cunoști, să-ți cunoști lipsurile și minusurile și plusurile. Cunoașterea de sine e foarte importantă pentru cei care doresc să se realizeze. Și în special pentru cei care doresc să-i ajute pe proprii copii să se realizeze. Cunoscându-ți minusurile și plusurile, ajungi să cunoști inclinațiile și abilitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Și e bine să nu silezi, să nu forțezi pe nimeni, cu atât mai mult dacă ți este apropiat și iubești, să urmezi o anumită traiectorie pe care o vrei tu, ca părinte, că îi vrei binele, ci să-l lași pe copil să urmeze acel curs, să-și urmeze talentul lui, să-și-l descopere și apoi să urmeze, să facă el cam ce dorește acolo unde dorește ceva cu adevărat. Și apoi, dragii mei, după ce te cunoști pe tine, să înveți la moment potrivit să te și detașezi, să te stăpânești. Deci după cunoașterea de sine urmează un alt moment, stăpânirea de sine. Fără stăpânire de sine, degeaba ai voință, degeaba ai cultul muncii, degeaba îți cunoști plusurile și minusurile. Nu ești în stare să te ții sub un control pe tine. Nu o să poți niciodată să conduci pe alții dacă nu ești în stare să conduci pumnul de țărână pe care îl însuflețești. Și în fine, dragii mei, să înveți că viața e grea, cum am spus, când e cazul să te și detașezi dacă vrei să supraviețuiești și să rămâi de succes. Să înțelegi că nu-i nimic stabil pe pământ. Și dacă înțelegi lucrul acesta, te poți detașa. E greu, nu e ușor. De ce am spus lucrurile acestea? Fac referire la viața și la aspectul pe care Părintele Florea, într-un mod mai plin de emoție, l-a evocat. Pierderea unui copil. Ei, Dumnezeu l-a ajutat să se cunoască, să se stăpânească, să detașeze. Că dacă n-ar fi putut să se detașeze de acel moment, n-ar fi putut să ajungă până astăzi. Și să ne arate că, într-adevăr, omul destinat să fie o taină al lui Dumnezeu devine o minune. Și când spun lucrurile acestea, la două lucruri fac referire. La activitatea didactică de la seminarul teologic, managerială didactică,
și la activitatea pastoral-misionară ctitor al Bisericii Sfinții Voievozi. Cred că ar fi suficient aceste două lucruri. Seminarul a început în niște condiții destul de precare. Orice început e greu. Dar Dumnezeu a rânduit ca la momentul potrivit să fie și oamenii bine rostuiți. Și nu-i nimic întâmplător în lumea aceasta, totul e proniator. Ca să arate că într-adevăr omul, care e o minune a lui Dumnezeu, e chemat să sfințească locul. Într-un context dificil, într-un context cu multe semne de întrebare, pentru că o școală de teologie nu era chiar așa de bine dorită, nu era nici înțeleasă în primul rând, să nu mai merg la faptul că nu era dorită, nu era înțeleasă, nu înțelegeau oamenii după o anumită perioadă de pauză spirituală, religioasă, să mai înțeleagă menirea unei școli teologice, omul a sfințit locul. Când părintele a plecat la seminar, a lăsat o școală modernă, bine pusă la punct, care urbea Târgoviștei, pe drept cuvânt să putea mândri. A rămas ceva, o mărturie despre el, o mărturie a muncii lui, abnegației lui, a calităților lui manageriale. Sigur că a fost o mână de fier, nu se putea să faci ceva fără să fii și puțin mai aspru și exigent, dar a fost aspru în primul rând cu el. A fost ordonat în gândire și echilibrat în trăire. Și familia și doamna proteasă l-a ajutat foarte mult ca să rămână pe această traiectorie spirituală și să dea tot ceea ce i-a dat Dumnezeu. Fără sprijinul ei, probabil că n-ar fi fost așa de atâta succes dacă nu-l susținea din afară și nu-i oferea acel climat prielnic de relaxare. Dar, dragii mei, al doilea moment care dă mărturie despre activitatea lui că omul sfințește locul e ctitoria bisericii. Încercările au fost inerente. Orice schimbare poate să aducă o durere, poate să aducă o frământare. E o ruptură. Dar când omul știe că nimic nu e stabil, nu e fix, și când omul știe să se stăpânească și omul știe să se detașeze, omul nu pierde niciodată, omul acela câștigă. Și indiferent că toate și toți din jur îl părăsesc și se pare că se năruie o lume în momentul respectiv, el are ca un principiu sănătos de viață, credința puternică în Dumnezeu, care nu îl părăsește niciodată și merge înainte și devine mai puternic. E clar și foarte cunoscut, ce nu te ucide, te întărește și încă din plin te întărește și îți dă putere să mergi mult mai departe. De la seminar, parcă a reîntinerit că a luat începutul ctitoriei bisericii. Și acolo muncă și alergătură, numai cine n-a zis din nimic, nu știe ce poate să însemne lucrul acesta. Deci sunt două mărturii despre adevărul pe care îl întruchipează Părintele Safta. Că oamenii sunt împărțiți, au puncte de vedere diferite. Lucrul ăsta nu e rău. Dar noi nu suntem uniformi, noi nu suntem egali înzestrați de la Dumnezeu. Și nici nu avem posibilitatea să cuprindem toți foarte mult din adevăr. Fiecare vedem prin perspectiva și prin prisma noastră. De aceea am zis că e greu să faci portretul unui om că riști să fii parțial sau imparțial, riști să rămâi la o frântură din adevăr, să nu mărturisești adevărul. Omul este o taină și identitatea lui e dinamic constituită și percepută de Dumnezeu. Acela sunt mereu și totuși paradoxal altul. Altul același și mereu altul. O identitate dinamică. Din perspectiva acestei identități dinamice trebuie urmărită traiectoria spirituală a devenirii omului.
Sistemul de educație de atunci ne-a permis să rămânem la un mănuchi de principii cu valoare axiologică deosebită. Mai întâi ne-a permis să avem un discernământ, să distingem binele de rău, nu să-l amestecăm, să distingem minciuna de adevăr, nu să o amestecăm, și frumosul de urât. Ei bine, buchetul acela de principii care a format discernământul dintr-o școală de teologie din vremea aceea, era aproape asemănător cu toate celelalte principii din toate școlile din țara noastră, că am avut cu adevărat un sistem de învățământ foarte, foarte bine pus la punct. Un sistem de învățământ care ne-a dus faima și cu care ne mândrim astăzi, în contextul de astăzi, când discutăm la timpul trecut despre el.